Tradițiile privind nunțile din Maramureș sunt promovate și la nivel național. Conducerea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Maramureș continuă seria de colaborări cu alte instituții de cultură din țară pentru a face cunoscute obiceiurile din județul nostru. Astfel, în perioada următoare, expoziția intitulată Identitate românească, obiceiuri de nuntă din Maramureș va fi găzduită de Muzeul Satului Bucovinean din Suceava. Săptămâna viitoare vom continua seria de colaborări pe care noi le avem cu muzeele din țară. Astfel, la invitația colegilor noștri de la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava, vom merge cu încă o expoziție după cea de anul trecut. Expoziția se numește Identitate românească, obiceiuri de nuntă din Maramureș, care va fi vernisată în data de 23 iunie la Muzeul Satului și va rămâne până luna octombrie. În cadrul expoziției vor fi prezentate obiceiurile de nuntă din toate țările Maramureșului, nu doar din Maramureșul istoric. De asemenea, vizitatorii vor putea admira straiele populare pe care tinerii le poartă în cea mai importantă zi din viața lor, cea în care își unesc destinele. Această expoziție reflectă obiceiurile de nuntă din Maramureș, nu doar din Maramureșul istoric, ci și din celelalte zone ale Maramureșului, și încercăm să valorificăm o parte din patrimoniul pe care muzeul îl are și în afara sediului nostru. Expoziția Identitate românească, obiceiuri de nuntă din Maramureș va putea fi vizitată în perioada 23 iunie-30 septembrie la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava.